Biserica Lipovenească din Iași este o biserică a creștinilor ortodoxi de rit vechi, ruși staroveri din Iași, care a fost construită în secolul al XIX-lea, pe locul unde a existat anterior o biserică mai veche din Bârne. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Iași a fost inclusă pe lista monumentelor istorice. În această listă nu se specifică care este confesiunea bisericii și este trecut anul 1830 precum an al construcției. Comunitatea rușilor staroveri, cunoscuți sub denumirea de lipoveni din orașul Iași, capitala Principatului Moldovei la acea vreme, și-a construit în anul 1780 o biserică din Bârne cu hramul Adormirii Maicii Domnului, pe malul drept al râului Bahlui, chiar pe locul unde se găsește actualul lăcaș de închinăciune. În decursul timpului, biserica s-a deteriorat și a fost refăcută din cărămidă la anul 1830, dar turnul și clopotnița au rămas tot din lemn. În anul 1866, biserica a ars într-un incendiu împreună cu toate cărțile, veșmintele și odoarele bisericești care se aflau acolo. În primul deceniu al secolului 21-lea s-au efectuat o serie de lucrări de restaurare și consolidare a lăcașului de cult. În anul 2006 a fost întocmit un deviz de restaurare și consolidare a bisericii care se ridică la 3 milioane de lei noi, aproximativ 750.000 de euro. Ministerul Culturii a contribuit la reparații cu 300.000 de lei în anul 2006 și cu 100.000 de lei în anul 2007. Biserica a fost consolidată și zugrăvită, deoarece acoperișul din tablă data din perioada anilor 1954-1955 și era într-o stare avansată de degradare, preotul paroh Vasile Hușleac a decis în luna octombrie anului 2008 să îl înlocuiască. Dorind să păstreze stilul rusesc și originalitatea acestei biserici, parohul a cumpărat din Ucraina tablă de inox poleită cu aur. Comunitatea lipovenească locală a reușit să strângă 25.000 de euro, cu care parohul a cumpărat peste 220 de coli de tablă, prețul unei coli fiind de aproximativ 100 de euro. Preotul nu a mai avut bani pentru a cumpăra tabla cu care să acopere toate cele 7 turle și astfel se intenționa acoperirea a doar 5 turle cu tablă poleită cu aur. În lipsa unui specialist în lucru cu acest gen de tablă, muncitorii au stricat câteva 10 de col de tablă în timpul lucrării și montării. Au fost aduși specialiști din Ucraina pentru a le arăta muncitorilor români cum să prelucreze și să monteze tabla aurită. La sfârșitul anului 2009, lucrările de înlocuire a tablei au fost finalizate, reușindu-se acoperirea tuturor celor 7 turle. La acel moment, Biserica Lipovenească din Iași era cea de-a doua biserică din Moldova care avea acoperișul poleit cu aur, după Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Cașvana. Comunitatea lipovenească din Iași număra în anul 2009 aproximativ 300 de persoane. Hramul bisericii se serbează de Sfânta Maria la 15 și respectiv 28 august. Parohia aparține din punct de vedere canonic de Eparhia Ortodoxă de Rit Vechi a Bucovinei și Moldovei, cu sediul în orașul Târgu Frumos. Biserica lipovenească din Iași este o clădire înaltă cu 7 turle, având în vârf câte o cruce tăiată, specifică cultului lipovenilor. Turla cea mai înaltă se află deasupra pridvorului închis. Deasupra naosului se află o altă turlă înaltă, aceasta fiind înconjurată de 4 turle mici, câte 2 pe lateralele pronaosului și pe lateralele naosului. Cea de-a 7-a turlă se află deasupra altarului. În biserică se poate intra de pe 3 laturi. Pe latura vestică intră femeile, pe latura sudică intră bărbații, pe când intrarea de pe latura nordică este folosită doar la ocazii speciale. Biserica lipovenească se află pe splai Bahlui numărul 4, pe malul stâng al râului Bahlui, în apropiere de Podul Roșu.